Aceste imagini au fost filmate de echipa ProTV, care venise la cimitirul armenesc chiar în momentul în care cei 18 liberali erau reținuți de poliție. Câteva momente mai târziu, polițiștii i-au reținut și pe cei doi jurnaliști, reporterul și cameramanul. Toți au fost băgați în mașina poliției și duși la comisariat. Mai târziu, cei doi jurnaliști au fost eliberați, însă administrația televiziunii a solicitat scuze oficiale din partea poliției. O oră mai târziu și echipa noastră de filmare împreună cu jurnaliștii de la DTV au fost bruscați de polițiști în momentul în care încercam să filmăm în curtea comisariatului cei 18 liberali reținuți. Menționăm că intrarea nu era păzită și nicio inscripție nu anunța accesul interzis în curtea comisariatului. Un polițist în armată a sosit însă imediat și a bruscat cameramanul TV7, distrugându-i camera de filmat. Jurnaliștii de la DTV împreună cu fratele lui Dorin Chirtoacă au fost somați de unul din polițiști să le dea casetele video pe care au filmat. Niciunul din polițiști nu s-au legitimat însă. Cei trei au fost eliberați după ce le-au fost șterse toate imaginile video. Nu li s-a întocmit însă niciun proces verbal care să explice motivele acestui act al poliției. Am fost pur și simplu alungați și luați sus, tot ce am avut pe casetă ni s-a șters. Deci toată informația a fost ștersă. Comisarul a negat însă cu vehemență că polițiștii ar fi șters imaginile jurnaliștilor. Nu s-a luat la nimeni nicio casetă, deci noi am făcut comentarii deja la toate mass media care au avut să iei. Domnișoara spune că i-a luat caseta și i-a șters-o. Domnul comisar, ne spune fata că voi ați luat caseta, domnișoara. Nu rămâne decât să discutați cu domnișoara. Spuneți că nu e adevărat, da? Din punct de vedere juridic, poliția nu are dreptul să distrugă imprimările și notițele jurnaliștilor, ci doar să le păstreze sigilate până la finalul unei eventuale anchete. Nu au dreptul să le demagnetizeze, nu au dreptul să le ia fără niciun fel de documentare, fiindcă atunci asta este un abuz absolut. Unul din polițiști a încercat să rețină și imaginile filmate de noi. Nu a reușit însă pentru că imaginile sunt proprietatea televiziunii. Polițistul a insistat totuși. Opriți, vă rog, opriți camera. Opriți camera, nu pun mâna pe nimic absolut. Opriți camera. Camera e oprită. Opriți camera. Eu cine sunt? Nu știu cine sunteți, nu v-ați legitimat. Sunt persoană fizică? Nu sunteți persoană oficială. Sunteți persoană oficială. Este necesar ca eu să dau acordul să mă filmez sau nu? Este necesar acordul eu ca să fiu filmat sau nu? Nu. Cum nu? Nu, pentru că sunteți nepoliți și sunteți persoană publică, sunteți la serviciu. Conform legii accesului la informații. Văzând că nu-i reușește să obțină imaginile, polițistul a cedat. Nu pentru mult timp însă. Pe scări s-a răzgândit și s-a întors, de data asta pe un ton amenințător. Scuteți-vă rog caseta. Nu, caseta nu văd. Eu cum? Noi suntem în drum și din drum filmăm oricine, filmăm pădirea. Domnul meu, din drum filmez și ambasade, și consulat, și orice. Din drum. Noi și Casa 1 o filmăm din drum. Tineri, nu prea multe vă luați. Poftim? Nu vă luați atât. Dar nu e pe mine, noastră, nu aveți nici un drept să-mi luați. Atât timp cât sunt polez, n-am niciun drept. Eu sunt... Atât timp cât sunt polez. Aveți dreptul, da? Da, în cazul în care... Și fără polez. Deci să o tratez ca pe amenințare sau care e problema? Poliția nu a comentat deocamdată abuzurile de astăzi la adresa jurnaliștilor. Petru Târguță, Iurie Cuțu pentru Cotidian.